Ieri, în careul Școlii Generale Românești, cu clasele 1-8 din Michierechi, Ungaria, a avut loc serbarea festivă de rămas bun pentru elevii din clasele a 8-a. Evenimentul a început prin intonarea imnurilor naționale ale Ungariei și României. La festivitate a fost prezent și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ne-am bucurat în mod deosebit să-i vedem pe acești copii la vârsta afirmărilor de pline, exprimându-și emoțiile și recunoștința față de cadrele didactice pentru tot ceea ce au reușit să acumuleze în acești ani, cât și speranțele pentru viitor. Ne bucurăm de asemenea că o bună parte dintre acești elevi au urmat și ore de religie împreună cu unul dintre părinții de la episcopia noastră, care a desfășurat aceste ore în cadrul Școlii Generale din Michierechi. Rugăm pe bunul Dumnezeu să îi ajute pe toți și să își reverse cu îmbelșugare harul său cel bogat pentru a putea cu înțelepciune să desfășoare și pe viitor tot ceea ce va aduce un plus de învățătură și un plus de speranță pentru ei, pentru familiile lor și pentru întreaga comunitate. Elevii din clasa 8-a s-au prezentat în fața publicului și au transmis mesaje pentru profesorii lor. Sunt foarte emoționată că am terminat clasa 8-a. Mi s-a părut că au trecut foarte repede cei 8 ani de școală. Abia aștept până la toamnă să merg la liceu. M-am bucurat foarte mult că așa mulți am fost aici și am avut foarte mari emoții pentru că am fost foarte buni prieteni toată clasa. Simt un gol în inima mea pentru că a fost o clasă foarte bună, o clasă excelentă în care am avut copii care se pricepeau aproape la toate, în ce privește dansul, viața culturală, la învățătură, la Olimpiada de Limba Română, de exemplu, la probele de matematică. Erau foarte buni la sport, niște copii foarte talentați. Este greu să te despărțești de ei pentru că am format o colectivă perfectă, eu așa cred. I-am îndrumat cu niște cuvinte doar, de care ar fi bine să nu se uite niciodată, să nu uite să zică, de exemplu, să mă iertați, mulțumesc, te iubesc, respect, cuvintele care nu par niște cuvinte mari, dar totuși pentru viața cotidiană și ca să le fie sufletul mult mai bogat, trebuie. Ca profesor de religie la școala din Michierechi, împreună cu parohul Michierechiului, părintele Ioan Bun, ne ocupăm și de nevoile sufletești ale copiilor, astfel că tocmai ne-am întors din tabăra de religie de la Orșova, de la Mănăstirea Sfânta Ana, și copiii s-au spovedit, s-au împărtășit ca să întâmpine sfârșitul anului școlar și cu curăția sufletească. Acum când un capitol din viața lor se încheie și un altul se deschide, le urăm și noi mult succes și să strălucească pe mai departe în lumina credinței și a neamului nostru românesc. La Școala Generală Românească din Michierechi învață în prezent 112 elevi. În această localitate, învățământul românesc dăinuie de două secole.